Reduceri de 40% la pachetele turistice vor fi realizate la cel mai mare târg regional de turism, Vacanța 2014 din Bacău, care va fi organizat la Centrul de Afaceri și Expoziții. Băcăuanilor și nu numai li se propun 3 zile în intervalul 7-9 martie, în care să-și programeze concediul sau luna de miere contra unui cost foarte avantajos. Un târg regional pe care noi îl organizăm în parteneriat cu ANAT și sub patronajul ANT, fostul Minister al Turismului, în care încercăm să promovăm județul Bacău pe tot ceea ce înseamnă ofertă turistică, stațiuni balneoclimaterice și de asemenea oferta turistică pe care o pot prezenta proprietarii de locații din acest domeniu și de asemenea o bună oportunitate pentru orice vizitator să găsească cea mai bună locație pentru vacanța din 2014. Nu va lipsi nicio atractivă tombolă cu premii. Unul dintre premii va consta într-un sejur de vis de 2 persoane. În timpul târgului, băcăuanii și vizitatorii din întreaga Moldovă vor avea ocazia să beneficieze de reducere de până la 40% pe oferte turistice. De asemenea, va fi organizată o tombolă cu premii acordate de unii dintre expozanți. Una peste alta vor fi 3 zile interesante în care fiecare de noi cred că ne putem gândi și la momentul liber și la vacanța noastră din 2014 și nu numai. Târgul va avea și o componentă de promovare turistică a județului Bacău. Parteneriatul nostru se dorește a fi un început, nu este doar o simplă acțiune. Cu această ocazie vom înființa și o asociație de promovare turistică a județului Bacău, dar despre acest lucru vă vom povesti mai multe la momentul respectiv într-o conferință de presă. Băcăuanii care se deplasează cu mijloacele de transport în comun pot ajunge la târg cu autobuzele numărul 3 care circulă zilnic din oră în oră până la 15:40.